Începând cu data de 28 august, timp de o săptămână, stațiunea Saturn va fi gazda unui nou campionat de box, o competiție de înalt nivel la care iau parte sportive din toată țara. Slatina va fi reprezentată de 6 pugiliste de la CSM Slatina. Elevele lui Constantin Gălbenușe vor participa la toate categoriile de vârstă. Vom participa absolut cu fetele de la junioare, de la tinere și senioare. Noi punem bază pe câteva fete care ne interesează și trebuie ca ele să reconfirme pregătirea și valoarea lor de câteva ani de zile. Alexandra Gheorghe, Mihaela Gheorghe, Luminița Turcin și Florina Radu sunt sportive care de-a lungul timpului au obținut rezultate remarcabile și de această dată fetele vor lupta pentru un loc fruntaș. La junioare mă interesează Giulia Alexandru, pentru că e o sportivă foarte bună. La tineret mai mă interesează Gheorghe Mihaela, pentru că ea este născută în 2000 și la anul vor avea calificările pentru Olimpiada de tineret. Și se încadrează și atât la categorie olimpică, cât și la categoria de vârstă. Iar la senioare, sigur, Turcini de Luminita și Radu Florina, care a revenit la pregătire. După această competiție, sportivele slătinene vor intra în sala de box în vederea pregătirii pentru campionatul mondial de box din India.